În premieră până acum, în istoria Consiliului Local Câmpul Lung s-a propus și s-a aprobat în ultima ședință ordinară scutirea de plată a penalităților la bugetul local a persoanelor fizice restanțiere. Perioada de scutire este de 3 luni până la finele acestui an, cu condiția ca suma restantă să fie achitată integral. În anul 2014, bugetul local a înregistrat, prin neplata taxelor și impozitelor, o pierdere de peste 4 milioane de lei. Iar pentru anul acesta, suma restantă se ridică la 3.376.859 de lei, din care 1.200.000 de lei sunt majorări și penalități. Dacă cei 7.651 de contribuabili vor achita suma restantă până la sfârșitul anului, vor fi scutiți de majorări și penalități. Scutirea de la plata penalităților nu se aplică pentru sumele consemnate în hotărârile judecătorești, acestea trebuind achitate în mod obligatoriu pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor judecătorești. A fost o inițiativă a Consiliului de Consiliu, dacă mă încerc, buget finanțe. A fost o discuție și cu executivul pe această temă. Proiectul inițial se referea la o anumită categorie de cetățeni care pot beneficia de această scutire. În discuțiile comune am considerat că este bine să se aplice absolut la toată lumea. Condiția este că această scutire se aplică o singură dată. Nu se poate aplica de mai multe ori. Rămâne de văzut dacă scutirea la plata penalităților a celor datornici va face ca sumele restante să fie încasate la bugetul local. Hotărârea este totuși binevenită, indiferent dacă sumele vor fi achitate integral sau parțial de către restanțieri.